De la izbucnirea pandemiei ne-am pus întrebarea când aceasta se va sfârși. Astăzi vedem cum restricțiile dispar și odată cu ele și COVID-ul. Însă niciunul dintre noi nu ne-am fi imaginat că această boală ar putea fi umbrită de un conflict militar de amploare. Dacă pandemia a provocat mari pierderi economice, dar și drame personale, războiul pornit de Vladimir Putin aruncă omenirea într-o aventură mai riscantă decât o pandemie. De data aceasta, nu doar omenirea este amenințată să dispară fizic, ci întreaga planetă. Mai de capul nostru. E foarte greu, ne așteaptă zile foarte grele. Avem copii, avem nepoți și ne gândim numai la ei. Noi suntem deja trecuți de vârsta a treia, ce să mai... Da, copiii, nepoții. Un război în Europa în secolul 21 părea imposibil și totuși riscurile degenerării conflictului sunt de neimaginat. Domnișoară, pandemie. De război nu mai scapă unul. E mare nenorocire că e aproape de noi și dacă se bombardează țara noastră, nu mai e capabilă să mai facă nimic. Deci, noi rămânem la pământ. Invazia militară din Ucraina vine după suita de crize ce au cuprins lumea. Pandemia și criza energetică generată de creșterea brutală a prețului relativ al energiei, care în esență înseamnă o scumpire a vieții. Ieșirea din pandemie, ce este anticipată pentru acest an în Europa, este urmată ca într-un vis urât devenit realitate, de intrarea într-un război rece, cu ipostaza de război cald și o criză umanitară în Ucraina. Pandemia ne-a afectat foarte mult. Și financiar, și sănătate, și economic, și fizic, și mental, și oricum. Dar războiul e groaznic. Îmi vedem copiii aceia micuți, am nepoți, am copii, e groaznic. Dar sperăm să se termine. Și în special pentru bărbații tineri, până în 60 de ani, ce am înțeles noi cu refacerea armatei sau ce e... Că nu prea văd ce știu să facă. Chiar nu-i văd în stare. Tineretul te-a pus să meargă, să-i pui pușca în mână. Cred că se întorc unul la celălalt. Ei nu știu ce au de făcut. Pandemia parcă s-a înfrățit cu războiul pentru a distruge ceea ce părea cea mai bună lume posibilă.